Legenda spune că acum 15 ani, doi bărbați fără păr în cap s-au întâlnit și au decis să facă un joc împreună, iar așa a apărut BioShock, un joc dezvoltat de 2K. BioShock este un shooter diferit de oricare alt joc pe care l-ai jucat vreodată, încărcat cu arme și tactici nemaivăzute. Vei avea la dispoziție un arsenal complet, de la simple revolvere până la lansatoare de grenade și chimicale, dar vei fi și forțat să-ți modifici genetic ADN-ul pentru a crea un și mai mortal... Iar aici se termină descrierea de pe Steam și sunt forțat să preiau eu. În BioShock ești un tip care se plimbă liniștit cu avionul până când avionul este lovit. Lovit de realitatea crudă că avioanele din jocuri nu pot zbura mai mult de 5 minute fără să se prăbușească. Din fericire ameriziază lângă un far, pentru că ăsta este termenul corect pentru aterizat pe apă, amerizare. Iar dacă aterizat pe Marte s-ar fi numit amartizare, fără glumă. Cine spune că videourile astea nu pot fi educative? În fine, personajul principal, Jack, și încă cumva, ajunge lângă farul ăsta și decide ca orice om rațional că urmează să fie salvat atunci când turnul de control trimite o echipă să caute supraviețuitorii, așa că așteaptă liniștit lângă far până când asta se întâmplă. Haha, slabe șanse. Bineînțeles că omul nostru intră în far, iar contrar modului în care funcționează farurile obișnuite, ăsta are scări care duc în jos. Un filmuleț ne informează că ne afundăm într-un oraș guvernat de principii obiectiviste, dar ce înseamnă asta fără să citești Revolta lui Atlas? Pe scurt, că realitatea și faptele, în sensul de facts, există independent de gândirea sau interpretarea umană, că există un adevăr obiectiv și oamenii nu fac decât să-l descopere și că scopul fiecărui individ ar trebui să fie gândirea independentă și munca în căutarea propriei fericiri. Iar cumva lucrurile astea împreună ar trebui să ducă la o societate mai prosperă pentru toată lumea. Acum că paragraful anterior i-a alienat pe subscriberii lui Max Infinite, hai să vorbim despre poveste. De la plot la personaje și construcția lumii, BioShock este foarte atent scris. Andrew Ryan este unul dintre cei mai interesanți antagoniști din jocuri, iar momentul cu el de la final este pentru mine una dintre cele mai memorabile experiențe personale cu un joc. Nu o să te omor cu spoilere, dar dacă n-ai jucat BioShock încă, fă-ți un serviciu, țăcănitule. Nici nu e așa de lung, 12 ore, comparativ cu jocurile de acum care necesită investiție mai mare de timp decât să crești un copil, ai putea spune că e chiar prea scurt. Doar asigură-te că salvezi jocul des, altfel poți să-ți extinzi durata de joc cu niște ore bune, pentru că BioShock nu salvează automat. Sau dacă o face, o face atât de rar încât n-are nicio relevanță. Peste 2 ore de progres am pierdut odată din cauza unui crash și nu mă refer la avion, și asta a fost în versiunea remastered a jocului care putea foarte ușor să includă dracului autosave-uri, dar au ales să nu le bage în joc din ceva motiv criptic pe care nu-l poți afla decât dacă le scrii un e-mail pe zi developerilor timp de 10 ani. Versiunea originală rulează la fel de bine pe computerele moderne cum rulează Need for Speed Most Wanted pe Windows 95, deci am rămas pe varianta remastered de nevoie. Din ce am citit pe internet și ce am mai experimentat pe propria piele, fiecare om trage câteva cărți din pachetul de bug-uri enervante și rămâne cu ele în mână tot jocul. În cazul meu, cărțile au fost crash-uri ocazionale, interfață gliciuită și un bug fascinant care făcea ca toate obiectele și inamicii să patineze constant în aceeași direcție, ca și cum tot jocul se desfășura pe un deal. În momentul în care intră în orașul subacvatic, omul nostru Jack Spidicy e contactat de un tip pe nume Atlas, diferit de cel din God of War. Atlas e vocea prietenoasă din casca ta care îți spune pe parcursul jocului ce trebuie să faci, sau, mai exact, te roagă frumos să o faci. Jack trebuie să fie ceva rudă cu Demi Lovato, pentru că se injectează cu prima seringă plină cu lichid misterios pe care o găsește, după care se trezește cu superputerea de a scoate electricitate din mâini, deosebit de utilă în perioada asta în care facturile la curent sunt tot mai mari. Aici are loc și prima întâlnire cu un Big Daddy, unul dintre constructorii orașului Rapture și protectorii fetițelor numite Little Sisters. Tații mari sunt indivizi cu care te întâlnești pe tot parcursul jocului și care te vor ataca dacă îi superi sau dacă pui în pericol fetițele pe care le protejează. Rolul surorilor mici este să recupereze o substanță numită Adam din locuitorii orașului, aceeași substanță pe care și-a injectat-o Jack mai devreme. Acest Adam are două efecte. Pe de o parte face ce ne place să ne imaginăm că fac radiațiile, adică ți oferă superputeri, pe de altă parte face ce nu ne place să ne imaginăm că fac radiațiile, adică te face să dezvolți mutații dezgustătoare și probabil te va omorî. Se vede că locul ăsta nu e tocmai utopia pe care și-o imagina Andrew Ryan. Odată cu descoperirea substanței magice a apărut și abuzul ei de către locuitorii orașului, care, simultan cu un puternic conflict politic, lasă lumea din Rapture în stadiul în care o găsim noi. Câteva cuvinte despre poveste nu îi fac dreptate, din punctul meu de vedere. Pentru a înțelege pe bune povestea unui joc, ai nevoie de context, iar cel mai bine e să-l experimentezi tu însuți. Dacă nu poți și nu o să poți vreodată, merge și să vezi un video cu gameplay, cu toate că nu-i deloc același lucru. Mare parte din poveste o pui cap la cap, ascultând înregistrări audio pe care anumiți locuitori ai orașului le-au lăsat în urma lor. Dar înainte ca Batim să se ridice din morți și să mă acuze de ipocrizie, înregistrările audio din BioShock nu sunt lăsate de oameni aleatori, ci de gânditori, oameni de știință, personalități ale orașului și alte personaje cheie, care ar fi avut mult mai mult sens să păstreze un jurnal în formă audio. Pe lângă asta, au personalități bine conturate și e interesant să le asculți. Ai putea să recunoști vorbitorul doar citind una dintre replicile lor, ceea ce eu cred că e marca supremă a unui personaj bine scris. Simultan, lumea e bogată în detalii
detalii și construită atent. Îți vorbește fără să fie nevoie de mult dialog. De ce e o pată de sânge pe peretele ăsta din BioShock? Ai putea să întrebi. Probabil cineva a fost lovit în cap cu cheia franceză chiar lângă peretele ăla. De ce e o pată de sânge pe peretele ăsta din Atomic Heart? Dracu știe să nu fie gol peretele. Sunt atât de multe nuanțe ale universului BioShock pe care le poți descoperi jucând jocul că s-ar putea scrie o carte despre plotul jocului. De fapt, cineva chiar a făcut asta. Nu vreau să sun ca un boșorog nostalgic, dar dacă Judas, noul joc al directorului BioShock, ajunge să fie măcar pe jumătate la fel de bun ca BioShock, eu îmi incinerez boxerii. Hai să vorbim și despre altceva, pentru că m-am săturat să-i declar dragostea mea nemărginită scriitorului fără să-mi răspundă măcar la scrisori. Varietatea de arme și plasmiduri, adică superputeri, este impresionantă într-adevăr, dar o grămadă dintre ele sunt inutile. De ce aș arunca cu albine într-un inamic când să-i zbor creierii e mult mai eficient? Sau de ce aș da foc când tot ce face asta e să-i scadă din viață încet, în timp ce electrocutatul plus shotgun direct în nări e soluția oricărei ecuații cu arme necunoscute? În fine, bănuiesc că dacă ai fost și tu traumatizat de insecte când erai mic și acum vrei să-i întorci unui inamic, puterile astea sunt o opțiune. Nu vreau să mă plâng de varietatea de arme neapărat, dar dacă tot o fac, mai adaug și că reculul de la mitralieră e așa de mare inițial că arma devine eficientă doar la sesiuni de Kangoo Jumps. Și trei tipuri de muniție pentru fiecare armă s-ar putea să fie puțin cam mult, mai ales când o parte dintre ele împart aceleași categorii de gloanțe. Ai spune că gloanțele care reușesc să facă un robot Schweitzer ar face o treabă destul de bună și cu vecinii de peste drum, dar aparent nu. Combatul pentru mine lovește punctul ideal între plictisitor și inducător de adrenalină, deși când am întrebat pe altcineva ce părere are, mi-a spus că toate personajele patinează frenetic de parcă sunt pe Heelys la o petrecere unde cocaina nu se mai termină sau ceva de genul ăsta. Adevărul e că aș fi apreciat niște pauze de respiro ocazional, dar n-am cum să spun că jocul a fost greu și l-am terminat la dificultatea hard. Poate e hard după același principiu după care viața unui milionar e grea când nu știe câte lingurițe de caviar să-i bage în gură escorta lui de lux, pentru că jocul m-a bombardat constant cu bani, gloanțe, viață și Eve. Eve este substanța de tip mana pe care o folosești să-ți poți folosi plasmidurile și nu așa cum ai putea să crezi. 4 roman. În caz că jocul în sine nu-ți oferă suficientă hrană pentru creier, ocazional poți să iei o pauză de la joc și să joci Pipe Dream, cât hackuiești camere, mașinării sau seifuri. Da, se pare că dacă ai grijă să torni bine apă prin țevi, seiful se va deschide. Crezi că asta n-are niciun sens? Ce părere ai dacă îți spun că poți să plătești seiful să se deschidă? Presărat peste celelalte elemente de gameplay, există un element de decizii morale pe care ești obligat să le iei. Da, ești obligat, pentru că și să nu alegi reprezintă o decizie. Ocazional ți se dă șansa să omori surorile mici în schimbul Adam-ului pe care îl transformi în superputeri. Dacă le măcelărești, primești 160 Adam, iar dacă le ajuți să nu mai fie corupte de magie Lovecraftiană, primești 80. Dar pe lângă că jocul e deja suficient de ușor și nu ai niciun motiv să le omori dacă nu cumva ești un psihopat, odată la ceva timp, dacă nu le omori, primești pachete cu Adam-ul extra pe care l-ai fi primit dacă le omorai. Plus, nu primești ending-ul de rahat. Și apropo de asta, deși jocul rămâne excepțional aproape cap-coadă, pentru mulți oameni care l-au jucat, cred că un moment specific cu Andrew Ryan dinspre finalul jocului ajunge să fie în capul lor adevăratul final al jocului. Cel puțin în mintea mea nu vreau să accept nimic altceva, pentru că finalul real al jocului e, fără dar și poate, o mizerie. Unul dintre villainii care până atunci se comporta complet diferit, decide că soluția problemelor lui este să se transforme într-o halcă de carne și să te bată personal cu pumnii lui. Efectiv, nu putea să fie mai stupid atât, având în vedere câtă clasă are restul jocului până acolo. Îmi pare rău pentru spoiler, dar cred că cel mai bine te oprești din jucat la momentul cu crosa de golf.